dumneavoastră că eu m-am întâlnit cu niște investitori care vroiau să investească în aeroportul din Bălț, el e numit, dar el e pe teritoriul raionului Râșcani, Corlătei, Leduveni, care a fost blocat prin birourile și comuniștilor, și al lui Plahotniuc, care era gata să investească într-un caz. Deci era peste 50 de milioane de euro investiția în Bălț, deoarece toți erau cointeresați, toate guvernele care au fost, să existe monopol doar la aeroportul internațional Chișinău, mai ales după ce el a devenit privat, pentru că trebuie ușor, spre exemplu, concurent. Și nu contează la Bălț, oare la Cahul, prima. Doi, sunt foarte multe credite luate pentru aeroportul internațional Chișinău. La noi aeroportul rezervă figurează Odessa și București, să știți. Asta e normal? Că astăzi, din cauza la ceață, să nu aterizeze un Cahul, oare în astea? Uitați-vă ce a arătat Iașul. Că Iașul doar s-a pornit, era, haideți să vorbim, era parcă un angar cu depozit. Da, s-a dezvoltat între timp. Încă o dată, deși că este vorba de management. Înțelegeți? Păi întrebați-i pe dânșa, dar de ce nu a ieșit cu inițiativa să deschidă o companie aeriană de stat ca să putem regula tarifele la cei privați? Eu consider că trebuie să avem și companie aeriană de stat, cum trebuie să avem și farmacii de stat, ca la alții să le mai scadă din apetite.